Bună dimineața, ziua 160. În ziua 160 plouă. Sper să fac cei 10.000 de pași. Și gimnastică. De mult aș fi vrut să fac un anume exercițiu. Cred că a venit momentul. Sunt pregătită. Am o cărămidă pe care o să o ridic. O să vă arăt un fragment. Să vreau să văd astăzi cam cât pot. Ploaia nu mă lasă, așa că mă opresc. Ia uitați. Plouă. Nu avem ce să facem. Și am reușit 10.000 de pași. În ziua 160, cântarul ne arată 85 de kilograme. Am intrat în menținere și mă mențin foarte bine. Bună dimineața! Astăzi și ziua 161. Am încercat ieri. Credeam că sunt pregătită să ridic acea cărămidă și ce credeți, eu am o problemă și am avut dureri, așa că eu sunt pregătită, doar că mâna nu mă lasă. Astăzi o să fac exercițiile pe care deja le știți, le aveți în filmulețele postate de mine. Fac în fiecare zi gimnastică și mișcare să-mi fac cei 10.000 de pași. Să aveți o zi minunată. Nu uitați să zâmbiți, e important. În ziua 161 am făcut 11.000 de pași și cântarul ne arată 84.900. Foarte bine, mă mențin foarte, foarte bine. Mă bucur tare mult. Am slăbit 19 kg, 900. Bună dimineața! Ziua 162. În ziua 162 o să-mi fac pașii, cei 10.000 de pași, o să fac gimnastică. Vă doresc să aveți o zi superbă! Și nu uitați, să zâmbiți în fiecare zi, e important! Pa, pa! În ziua 162 am făcut 10.000 de pași și cântarul ne arată 84,8. În ziua 162 am slăbit 20 de kilograme. Mă bucur tare mult că am învățat să mănânc corect. Am 3 mese pe zi și 2 gustări, dar tot fără zahăr, fără făină albă. Bună dimineața! Ziua 163. În ziua 163 sunt bine, doar că sunt puțin răcită. Așa că am luat măsuri, mi-am pus un fez și o să beau un ceai fierbinte și o să mă simt mai bine. Să vă spun, 8:29, la 8:29 am 5.200 de pași. Nu o să fac mai mult de 10.000, dar m-am grăbit pentru că dacă plouă, eu sunt răcită și nu e recomandat. Fac gimnastică și fac o pauză. Deci nu uitați, slăbim dacă mâncăm, dar să avem grijă ce mâncăm. E important. Încep să fac gimnastică, să nu înceapă ploaia. Vă doresc să aveți o zi perfectă și nu uitați, în fiecare zi zâmbim. Pa, pa! Și astăzi am făcut 10.550 de pași. Cântarul ne arată 84.700. În ziua 163
Am slăbit 20 de kilograme, 100. E foarte bine. Bună dimineața! O nouă zi, o nouă provocare. Astăzi, ziua 164. Ia uitați ce soare frumos avem astăzi. O să îmi încep ziua cu gimnastică, după care fac mișcare, facem pași. Și m-am gândit să fac un filmuleț cu zilele care au trecut de la ultima postare. Așa vă țin la curent cu noutățile. Noutățile sunt bune. Am avut zile în care m-am menținut și am avut zile în care am scăzut în greutate. Vă doresc să aveți o zi perfectă și nu uitați, în fiecare zi zâmbim. E important. Acum ne bucurăm de soare și facem pași. Și astăzi am reușit să fac 10.000 de pași și cântarul ne arată 84,5. În ziua 164 am slăbit 20 de kilograme 300. E foarte bine. Sunt foarte mulțumită. Pa, pa!